Salutare tuturor, numele meu este Verdi, iar în acest tutorial am să vă explic ceea ce vreau să fac cu canalul respectiv de YouTube. Acesta fiind canalul meu, Verdi, oficial, am să-l transform în totul despre Cubase. Nu doar că n-am să-i schimb numele, doar am să vă explic ceea ce am să fac cu el. Aceste videoclipuri, primul și al doilea, sunt niște videoclipuri care redirecționează către Verdi Studio, după cum se observă. Asta este un videoclip care o să-l dau jos să nu vă mai încurce. În caz că ești interesat de acest canal, vreau să vă spun că aici voi preda lecții de Cubase, adică totul despre Cubase, de la punctul 0 de când deschidem Cubase-ul până la final, exact cum trebuie să se formeze o persoană pentru a lucra curat și pentru a face un master sau pentru a finaliza o piesă. Ceea ce este de făcut, abonați-vă acestui canal, Verdi Oficial, nu faceți confuzia între Verdi Studio, pentru că acesta l-am format doar pentru piesele mele muzicale, ci Verdi Oficial va fi totul despre Cubase. Pentru mai multe detalii, nu uita să te abonezi acestui canal, apasă clopoțelul dacă știi că vrei să mă urmărești pentru cât mai multe videoclipuri despre Cubase, ceea ce este interesant pentru foarte mulți care vor să facă muzică, și urmărește toate videoclipurile mele pas cu pas, am să fac temele respective, videoclipurile în sine, vor fi cu lecția numărul 1, lecția numărul 2, lecția numărul 3, pentru a forma orice persoană de la punctul 0 până la punctul 10, pentru a le forma să știe să lucreze în acest program. Atât am avut de spus în videoclipul respectiv, toate cele bune și nu uita să te abonezi și să-mi lași un comentariu dacă știi sigur că vrei să înveți să lucrezi în Cubase.